bineînțeles că și primăria Târgu Jiu, prin reprezentanții pe care îi are de la primar până la ultimul șef de serviciu, acceptă, agrează această idee și vom cumpăra abonamente. Este greu să ajungem la 10.000 de abonamente, dar insistăm. Cârciumaru a făcut apel și către șefii de instituții să se alăture campaniei. Este posibil ca prin implicarea tuturor factorilor de răspundere echipa să fie salvată până când se reglementează situația cu susținerea din partea CEO. Cred că această inițiativă va fi extinsă la fiecare acționar, în primul și în primul rând, Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean, Artego, bineînțeles și sindicatele și conducerea CEO. Deci eu consider că dacă avem voință, putem și reușim. Până în acest moment, mai multe persoane publice au anunțat că vor achiziționa abonamente pe care ulterior le vor dona iubitorilor de fotbal.